ia, mamă. Vrei și de acolo? Nu. Ia zi, mamă, care mai e viața ta? Tu ai o prietenă? O gagicuță. Și noi nu știu? Ne zici? Dacă aș fi avut, ați fi știut. Știi de ce zic asta, mamă? Că îmi fac griji pentru tine. Tu toată ziua muncești. Și tu ești tânăr, trebuie să... Și neliniștit, adică... Trebuie să-ți trăiești și tu viața. Dar să o trăiești așa la living la vida loca. Măi, o vorbesc serios. Păi, da. Mersi pentru griji, da. Dar credeți-mă că mi-e mai bine așa. Și n-am timp de relație oricum cu biroul. Bă, da... Iulia? A? Măi... Ce? Mă... Pe bune, tată? Da, ce nu... cu Iulia? Lasă-l, măi. Și ne-am despărțit acum 4 ani. 4 ani? Puu, mamă, ce trece viața. Dar nu știi că i-a frânt inima? Oh. Ce-i cu tine? Dar nu mă gândeam așa că... Mi-am plăcea de ea. Ce o mai face, măi, Iulia? Cu ce l-ai păcălit, mă, pe bunicul de ți-a dat atâția bani? Cu nimic special, doar că diferența dintre noi doi e că tu ești un pompălău și eu nu sunt. Hai să arăt câte pompălău sunt. Bine că au ieșit ăștia afară. Hai, măleu, că ești vară să-mi bești, nici n-ai ce să faci 1 milion de euro. Să trebuiască să stăm noi înăuntru ca fraie, să nu dăm cu ochii de ei. Treaba mea, o să-ți arăt eu ce să faci. Tu n-ai o treabă. Am multă treabă. Ești un mare leneș. Băi, frate, dar nu înțeleg asta, de ce primești moștenirea și eu trebuie să stau să lupt pentru ea? Pentru că eu nu spart toți banii pe păpuși. Minți, mamă, Lara minte. Deci nu sunt. Gata! Deci tot interogatoriul ăsta e din cauza testamentului. Ce? Nu. Bă, totuși, adică, la mijloc e o miză, nu? Oarecum, destul de foarte imensă. Nu vreau să vă faceți speranțe, da? Îmi pare rău, dar eu n-am de gând să mă căsătoresc niciodată. Asta e bună. Nici un pic? Niciodată. Cum adică? Stai, măi, mamă! Lasă-o în pace pe Lara, te porți ca și cum ai avea 5 ani, gata! Păi n-are 5 ani, are 2! Mamă, tu vrei să ne batem? Hai să ne batem, hai să ne batem! Te provoc la duel! Da? De badminton! Oh, știi că te bat! Vezi că am mai exersat? Eu la mama profesor, s-ar putea să ai surpriză! Mă îndoiesc! Am tu meu, haide! De ce șirea? Mircea, zici și tu ceva! Zi! Ascultați-o pe mama voastră! Mamă, nu ești bun de nimic! Lara, treci la tine în cameră! Eu? Dar el a început. Acum să nu-ți zic de 2 ori. Treci! Mama ține cu mine? Nea. Știi că trebuie să stăm de vorbă. Da. Știi că trebuie să-ți găsești pe cineva. Și repede, știi, nu? Da, așa e. Știu. Dar pe cine? Păi de asta mă ocup eu. A, deci nu trebuie să fac nimic? Ce nu fac eu pentru băiatul meu? E cam mai tare, mami. Da. Mamă! Mamă, zi-mi că te mai gândești, te rog frumos. N-am la ce să mă gândesc. Ia-o-ți, mă, n-are. M-am hotărât, n-am. Te-ai hotărât? Adică vrei să-l lași pe Vladi să pună mâna pe moștenire? Mamă, eu n-am nevoie de moștenire, da? Mă descurc și singur, e ok. Păi tu n-ai nevoie, dar noi, pe bune acum. A fost și tăticul meu, nu? Tu ce vrei acum? Să ia Mircea toți banii, toată moștenirea? Ia ăsta toți banii, sparge pe viniluri, pe rahaturi de alea de concerte, rock. Și luminița. Care, na, vorba. Bună! Ceau, Lumi! Bună! E vorba între noi, nu-i vreau lumină. Deloc? Da. Hai, mamă, promitem că te mai gândești. Nu am cum să promit asta, mamă. Da? Măi, mamă, te gândești că ești singurul nostru copil, nu ți-e milă de noi? Ascult. Totuși suntem părinții tăi, mamă, vreau și eu să dansez la nunta ta. Vreau și un nepoțel mâine, poi mâine fac 50 de ani. N-ai făcut? Mâine, poi mâine! Ok, de, îmi pare foarte rău că sunt o dezamăgire pentru familie, da? Nu. Doar că e viața mea, dați-mi voie să decid eu pentru mine. Da. Bine? Du-te și dă-te cu niște apă pe
ochi. Ce cauți în spatele meu? Păi dacă spionai! Și ce, ăsta e un motiv? Hai de treci și dă-te cu niște apă pe ochi, că nu te-am omorât. Hai că te duc eu la bucătărie. Tu te-și dă-ți cu apă pe ochi, te mai văi tată, da? Hai, fugi! Ce zici, mamă? Îți place cum am făcut aranjamentul ăsta? Mamă! Mamă! Lasă-mă, că sunt supărată. De ce? Încă o vecină și-a măritat fică. Oh, care? Mioara. Care Mioara? Chioara. Ah, e și Chioara. I-am crezut că e doar șchioapă. Păi e și Chioara, e și șchioapă, dar e greu să-i spui toată porecla. Mioara, Chioara, șchioapă... Of, Doamne, ce are ea și n-am eu? Ce are? Numai eu sunt de vină. Hai, mă, mamă, că nu e despre tine. Ba da, despre mine. Eu sunt de vină că n-ați avut un exemplu bun în familie. Taică-tu v-a părăsit de când erați mici și asta e. Eu sunt de vină. Hai, mă, mamă, nu te învinovăți. Mamă. Știi ce? Poate că ai dreptate. Că dacă tu și tata nu vă despărțeați când eram noi mici, poate nu mi-era frică de căsătorie. Ție, chiar nu ți-e rușine să vorbești așa cu mine? Da, chiar? Adică eșecul tău e vina mea? Vezi, știam eu că încerc să mă manipulezi. Păi vreau să-ți deschid capul, că îmbătrânești mâine, păi mâine și te mai ia nimeni. Aoleu, stresule, tu iar începi. Mara măcar e mai miloasă, nu vrea să mă îngroape de tot. Vezi, deci ai o soartă doar așa, vasi tragică. Hai, termină cu ironiile. Du-te și termină ăsta acolo, că vine client. Salut, Marius. Domnul Victor, gata de muncă? Da, te rog, hai să mergem. Abia așteptam să scap de gura maică-mi. Tocmai mi-a făcut capul calendar, că de ce nu mă însor? Tipic mamelor. Da? Și a ta e la fel? A mea e mai rău. A trecut deja la amenințări. De ce fel? Păi a spus că dacă nu mă însor până moare ea, o să mă bântuie după. Nasol. Și tu ce ai zis? Păi am spus că atâta timp cât îmi face curățenie și îmi face și de mâncare, n-are decât să mă bântuie. Ok. Hai să mergem. Mergem. Se arde de prostiile astea. Astea sunt prostii. Da, sunt prostii. Când suntem în situația în care suntem. Bă, ce că a fost taică tu așa zgârcit și ne-a lăsat să stăm în casa asta modestă lângă familia lui frate-i tu? Pormă, ne-a dat provocarea cu testamentul. Acum a supărat și Victor. Bă, cum să nu se căsătorească? L-ai auzit, dragă, e viața lui. E viața lui. E viața lui, dar nu-i după el. Eu l-am făcut eu însor. Mi-a venit o idee. Îi găsim pe cineva. Îi găsim noi pe cine? Îi găsesc eu pe cineva imediat. Îi găsim o pereche perfectă și îl facem să se răzgândească. E bună ideea. Hai că e bună, hai. Uită-te și tu. Lorena, draga mea, ce mai faceți? N-am vorbit un car de ani. Mm-hmm. Am auzit ceva adevărat? Evaziune fiscală, ăștia-s demenți. Și Florina a fugit? În Madagascar, Doamne, ce rău îmi pare.